Bună dimineața! În această dimineață vom încerca cacao cu lapte de cocos. Iată așa arată un pachetel. Se dizolvă în 150 ml de apă călduță într-un shaker. Eu am pus aici mai multă apă pentru că vom face clătite pe bază de balancer cacao. Așa, punem tot conținutul în acest shaker. Agităm bine, bine, foarte bine, după care adăugăm un pic de făină și facem panchecurile. Iată la un pliculeț de cacao cu lapte de cocos am pus 8 linguri de făină la 400 ml de apă călduță și am obținut un aluat pentru clătite. Iată așa au ieșit panchecurile, sunt delicioase. Poate doar un pic de zahăr ar mai trebui în compoziție, dar având în vedere că o să le mănânc cu miere, sunt perfecte.